Salutare, oameni buni, și bine m-am regăsit pe canalul de YouTube VV Feeder Fishing, prima oară pe acest an, pe anul 2024. În primul rând, aș vrea să vă spun că în cazul în care vi se pare că am cumva un aspect un pic neîngrijit, din păcate am și un motiv pentru aspectul acesta. Trecem peste. Mă aflu astăzi la țeavă, la așa numită locație țeavă. Anul trecut am făcut review-ul lansetei Master Carp Pro LC de 4,30 m împreună cu Shimano Ultegra XTD. Iar de această dată o să fac un review unei lansete ceva mai finuțe, tot de distanță. O lansetă care mi-a plăcut foarte mult atunci când am văzut-o și am zis că e păcat să nu mi-o cumpăr, pentru că eram sigur că se vor termina stocurile și așa s-a întâmplat la o lună după. Și anume Drennan Acolyte Distant de 4,26 m și 125 de grame putere, împreună cu mulineta, bineînțeles, i-am luat și o mulinetă pe măsură, Shimano Ultegra CI4. Haideți să vi le prezint un pic așa, ca și aspect, și apoi să vedem ce pot să fac cu ea, pentru că nici cu aceasta nu am reușit să fac mare lucru înainte de acest review. Am folosit-o o singură dată, pe o baltă unde nici nu era nevoie de ea, mai exact pe Marcelino, unde distanțele sunt de 70 de metri. Acum o să încerc să văd ce fac cu ea, doar că vântul care bate din dreapta destul de puternic poate să-mi influențeze clar distanțele. Vedem ce iese. Ok, oameni buni, haideți să vă arăt un pic lanseta în primul rând. Cam așa apare. Specificații prea multe nu o să vă dau, pentru că le găsiți pe site-ul de profil. O să vă spun doar impresia în momentul în care o vezi mână. Felul care este finisată din punctul meu de vedere, și am mai ținut lansete mai scumpe, chiar dacă nu au fost ale mele, este superbă, pur și simplu. Iarăși, părere personală, care nu trebuie neapărat să fiți de acord cu ea, este mult peste seria Walter World Champion 2, ca și finisaje vorbim aici. Deci ne raportăm fix la finisaje, da? Mult peste, mult mai subțire, dar așa cel puțin pare la prima impresie. Oricum, lucrată în detaliu. Nu găsești ceva să-i spui că n-ar fi în regulă, da? I-am pus acum un metod de 45 de grame, nu voi pune nadă pe el, nu mi-am luat nadă la mine. E un metod de la Preston, de distanță, cu tija cea lungă de la Preston. Iar pe mulinetă, așa cum vă spuneam, pe CI4, am fir de 0.18 de la Shimano Invisitec, cu înaintaș textil de la Daiwa G-Braid. Sincer, nu mai știu exact dacă e de 0.18 sau 0.20 înaintașul. Una din două, clar. Oricum am la mine de 0.20 în cazul care o să am. O să încep, cum vă spuneam, cu 45 de grame, să văd ce pot să fac cu 45 de grame. Și apoi o să trec pe 60 și pe 75 de grame, la fel, fără nadă. În contextul în care bate vântul destul de bine, o impresie exactă nu-mi pot face. În schimb, știu cam la ce să mă aștept de la acest feeder, da? Nu vreau să ajung la un concurs, motiv pentru care mi l-am și cumpărat, principal, și să nu știu exact ce pot să fac cu el. Hai să trecem la treabă. Ați observat pe cameră, am întins bine firul și apoi am măsurat fără să pun clip lungă, am măsurat numărul de manivele pe care le-am dat, numărul de rotații a mulinetei, am ajuns la 110, deci teoretic aș fi 110 metri. Nu pot fi încă 100% sigur, o să mai fac un lanseu, o să întind bine firul, după care voi îi pun clipsul, bineînțeles, după care măsor pe pichet, să văd exact distanța ajunsă. Thank you.
momentul adevărului. Să vedem pe pichet la ce distanță am ajuns. Sunt 35 de usturi în total, adică 105 metri, în condițiile în care am întins firul foarte bine, am mulinat înainte, după care am pus clipsul. Oricum ar fi, nu știu dacă mă influențează în mod pozitiv sau nu vântul ăsta, dar eu cred că nu, ținând cont că bate destul de tare din lateral. 105 metri, un metod de 45 de grame, pentru mine este super ok, ținând cont de cât de finuță este această lansetă, acest feeder, care cântărește doar 260 ceva de grame. Și o chestie care trebuie să o menționez, deocamdată nu m-aș putea pronunța în 100%, dar vedem la sfârșitul partidei. Până aici, după vreo câteva lansări, nu mi-a plecat nicio perucă și nu mi-a făcut nicio problemă faptul că inelul este doar de 26, dacă nu mă înșel, iar mulineta este relativ mare, na, e și Manu Integra CI4. Haideți să vedem dacă dau și în clipsa. Totodată alături de mine astăzi este și Silvache, care tocmai și-a achiziționat un Preston Monster de 4,20 m, la fel cu Shimano Tech la CI4, dar numai că pentru el e cam prima lansare. Prima aruncare. Pe o lansetă de distanță, el este adaptat cumva la pescuitul pe var. Vedem ce poate să scoată din ea, după cum ați văzut în rețelele sociale. Duce foarte mult această lansetă, dar de 150 de metri după scaun. Vedem ce poate să facă el. Începător la pescuitul la distanță, din picioare, rămâneți aproape. Da, și apropo de trenul meu, cred că s-a observat pe cameră, a lovit clipsul foarte puternic la 105 metri. Mai facem o două lansări, după care o să trec pe metod de 60 de grame. Trec pe 60 de grame. Una peste alta, sincer, nu pot să-mi dau seama exact dacă își face totuși buclă sau nu firul. Bate destul de tare vârful. Clipsul atinge destul de dur. Vârful chiar trage de vârf, pur și simplu, când atinge. Acum nu știu dacă anulează bucla. Nu știu ce să vă spun exact. Dar oricum, ca și distanță, ochiometric s-ar suta. Eu l-am 905 metri, după cum v-am spus. O să pun un 60 de grame. Și o să trec la 115 metri. Acolo cu Silvache, după bețe, ar fi cam 100 de metri, dar revin. Este prima oară când folosește o lansetă de distanță, prima oară când aruncă.
și automat mare de lucrat. Am pus clipsul la 120 de metri, am trecut pe metod de 60 de grame și acum să vedem ce fel se duce. Să apreciez la apă. Oameni buni, o să pun punct aici acestei sesiuni de casting, deoarece nu pot să vă spun ceva în mod exact din cauza vântului. Nu am de gând să o testez pe teren, nu mi-am adus la mine nici nadă, nici bandă de izolier ca să o dau. Nu mai țipa, mă, să fac și eu încheierea, mă, leprone. Nu mă lasă Silvache să fac și eu încheiere. O să repet ce vă spuneam la început. Feeder-ul este fenomenal din punctul meu de vedere. Senzațional de subțire. După cum ați văzut, am făcut câteva lansări și cu Monster-ul. Din momentul în care iei în mână Monster-ul, cu aceeași mulinetă, deja simți că îți trage mâna la pământ. O diferență de 100 de grame. Nu e foarte mare, dar după ce o ții pasta în mână și treci la cealaltă, este o diferență enormă. Revenim. Cu siguranță cu aia atingi distanțe mult mai mari, pentru asta e făcută, dar cu trenă-nul până în 120 de metri, se pare o istorie curată. Deci cu 60 de grame ajung în 120 de metri fără probleme, cu tot cu vântul ăsta care e și un vânt destul de puternic în lateral. Cu 45 de grame cu siguranță fără vânt mă duc în 110 metri, ceea ce pentru mine este un vis. Acum, Ana, dacă nimeresc pe nucet undeva la 150 de metri, o să scot LC-ul, cu care probabil că voi ajunge cu firul de 0.18 în 150 de metri sau 140 de metri, depinde. Dar pentru o distanță de până în 120 de metri e absolut un vis. Ca și acțiune, o să vă arăt un pic, de asta am băgat de seamă și la concursul de pe Marcelino, unde am scos, cred că, cel mai mare crab sau ten undeva la 1,5 kg, nu prea mare, și mi-a plăcut foarte mult de acolo cum lucrează. Ia uitați! Așa, trag ușor, da? Foarte ușor. Sper să se observe, nu știu exact cum am poziționat telefonul. Ia uitați, ce burbură frumoasă face. Și nu trag foarte tare. Deci e senzație. Un crap îmbrăcat, îmbrăcat. Să sară de 3 kg. Eu cred că e senzațional. Da, cam atât pentru astăzi. Sper că ați rămas până la final. Din păcate, nu am putut să fac un review prea elaborat. Sper să vă placă totuși. Nu uitați, un like, o abonare pentru cei care n-au făcut-o încă. M-ar ajuta foarte mult. Mai ales că e prima filmare pe acest an și aș vrea să încep cumva anul cu dreptul. Până pe data viitoare, numai bine și bineînțeles nu uitați. Pescuiți acum, nu se știe dacă mai prindeți pensia. La revedere!